După ce poliția locală, la ordinul primarului, ne-a scos afară cu forța dintr-o instituție publică, motivând pătrunderea cu încălcarea normelor legale de acces, dar ajuns jos s-au răzgândit și au invocat un alt articol de lege pentru a ne sancționa. Motivul sancțiunii? Deranjarea împăratului care stătea de vorbă chiar cu Nora lui, discutând, bineînțeles, afaceri. Nora acestuia ar deține mai multe firme, din care una Nelo Construct, care se bănuie că ar avea mai multe contracte cu primăria. Atât Matei Dorina Livia, Matei Oana Cristina și Matei Gianina Silvia dețin zeci de proprietăți pe care DNA-ul nu le verifică modul de achiziție, iar tot neamul lui Matei, după ani de domnie, au ajuns baron locali. În momentul în care ai audiență cu Nora ta în interes de afaceri, în familie și doi cetățeni te deranjează, te gândești cum să-i îndepărtezi și cum să-i sancționezi pentru a-i descuraja și pentru a da un exemplu pentru cei care au curajul să deranjeze mafia lui Matei. În cele din urmă ne-am constituit părți civile în procesul penal cu daune materiale împotriva polițiștilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu slujind prea bine pe măritul împărat și mafia acestuia. Nu încercăm să... Dar cine e ăla, dragul meu? Cine e ăla? Șeful lor, mă, cine e? N-ai văzut când a zis? 110 ani, Marie, 110 ani. Da. Ia uite, mai bine. Bună ziua! Bună ziua! Eu am sunat la 112, am urcat sus la domnul... Domnul, la cunoștință că sunteți. Mulțumim frumos. Saioc Maria este numele meu, am sunat la 112... Fost Șandor Maria, Saioc Maria e numele meu? Am fost sus la domnul primar, am urcat fără nicio problemă. A zis, domnul primar era într-o audiență cu doi domni, a zis să așteptăm la acolo, unde e secretarea tu, unde e doamna, să așteptăm pe scaune, termină cu domnii și vorbește și cu noi. Între timp au venit domnii să mă ia pe sus, a, nu, să-mi ia telefonul mai întâi, că n-am voie cu telefonul, că așa zice regulamentul, care este, într-adevăr, este votat în Consiliul Local, dar acest regulament nu este bazat unei legi. Legea asta nu e așa, deci nu are niciun drept legal, niciun temei legal să ne buscheze și să o învinețească la mâini acești oameni, că așa vor ei. Trebuie să existe un temei legal. Domnul polițist, aveți legea 218 în atribuție, da? Da sau nu? Da, păi nu sunt sigur. Și 192, da? Legea 218 și 192. Legea 218 zice că trebuie să veniți să conservați personal. Vă rog frumos să conservați că acest domn, care nu știu ce nume are și care vreau să fac plângere penală, are legea 33 în atribuție, că este foarte mare. Are legea 153 în atribuție, pentru că e polițist. Maria, nu mai vorbim cu polițistul, ca să știu ce am vorbit. Tot polițist, am rugămintea că așa spune și filmați-l, că nu este echipat cu pompă, baston și praie. Și la fel toți care nu au, amenzi trebuie să le dați, domnul polițist. Dacă nu le dați, vă fac plângere penală. Domnul, i-a mai făcut în țară. Nu, dumneavoastră, aveți legea 33, puteți să sancționați. Domnule, aveți cuvântul. De unde sunteți? Nu. Ce mai sunt de dumneavoastră? Mai sus, în județ și nu mai sus. Vreau să mergem la poliția națională. Cine? Stai puțin că vreau să mergem acolo. Am rugămintea, doresc să le fac tuturor plânge. Mai puțin domnului cu aia albă, să-i legitimați, iar eu pe 544 voi cere. Că ne cu absolut tot mai puțin domnul în 333 pentru mare echipament a pus mâna pe noi. Nu știu cine e acest domn, cum poate un civil să pună mâna pe noi. Nu știu, domne. Ți-ai permis să tragi de noi? De ce nici dumneata să tragi de noi? Uite, oamenii ăștia au dreptul. Înțelegi? Nu dumneata. Oamenii ăștia o să sancționeze când o să se țină în brațe. Da, bun, acum să vedem să spună și ei ce. Sigur că da, ce vorbeați. Noi filmăm toți, să știți. Camera domnului primar. Să constatăm dacă dânsii au urmat procedura de acces în instituție, am constatat că nu au urmat-o, i-am rugat să ne însoțească jos, să stabilim și să vedem ce probleme sunt, să le rezolvăm pe calea amiabilă. Doamna a devenit recalcitrantă, nu o doriți, a urcat sus cu picioarele pe pervazul geamului, în fund și-a pus și în fund. Picioarele pe fund. Avem și noi, oricum vă punem pe continuitor. Am dorit. Dați voi, nu? Da, cu tot respectul, v-am lăsat să vorbesc. Să vorbiți. Nu a dorit să coboare, a trebuit să o însoțim jos. S-o forțați, s-o trageți de ea. Să o conduce. S-o forțați. Vă rog, nu sunt prezența dumneavoastră să vă arate vânătăile care zice că iau... Nu le facem la IML, nu le facem, că nu are polițistul atât în atribuție. Da. La IML, la IML le facem, dar noi ca să facem plângerile. Domnul legal de acces. Da, hai spuneți normele legale. Da, normele legale de acces. Păi spuneți, aici o sancțiune. Bineînțeles, domnul polițist, legea 61, articolul 2.13. Da. Domnul polițist, nu învățați că știu, dar ascultați-mă ce vă spun. Ca să vorbim de normele, doamne, eu cunosc foarte bine, ca să vorbim de normele, bun, ca să vedeți că mă judec și cu Iașu și cu Buzău pe aceeași chestie.
ca să ies în spună de normele legale de acces, atenție, că nu m-am dus să mângâi ficusul, da? Sau să mângâi cu doamna secretar, mi-am dus cu probleme reale. Și normele legale de acces nu au fost încălcate, că nu i-am filmat când s-a permis. Domnul polițist, nu vă supărați. Nu am escaladat clădirea, nu am dat polițiștii la o parte, am intrat pur și simplu. Tot doamne, eram tot noi aici, că am filmat. Am înțeles că au zis că doamna viceprimar te așteaptă. L-ați notat aici? Păi dar m-am pus, domnule, că dacă mă întrebai spuneam că nu m-am făcut. Nu m-am notat. Nu m-am notat. Ce vreți? Ce norme legale de acces? Când spune, noi mergem în toate primările. Ce te-a trecut pe lumea? Ia, auzi, m-a făcut. Da, ia dați-mi acolo. Cine-mi dau amendă, dumneavoastră sau deci, dumneavoastră? Deci dacă aveți, da. Vă rog să mergeți la Poliția Națională, să spuneți plângere împotriva mea, așa, colegi. Păi vreau să văd cine-mi dă. Vreau să-i legitimați în prima fază. Da? După care vreau să constată estimații în instanță. Rog să se conseneze în proces, pentru că domnul nu are echipamentul necesar, așa cum spune că e polițist local, că așa s-a prezentat, este un civil. Un civil care și-a permis să ne pună mâna, să ne dea afară. Nu are tonfă, nu are și pe unde este echipamentul. Legea, domnule, 333, ești obligat să sancționezi, domnule. Am sancționat în țară pe chestia asta, dumneata aici nu vrei să faci treaba. Și îmi spun, domnule, o să vezi că ieri, știi când a fost la Boc în primărie? Acum două zile când a fost la Boc și am vorbit cu Boc? Acum două zile. E, am sunat la IPJ și și-au făcut treaba. Uite-te materialul nostru, ghi pe pagină. La inspectorul șef de la voi, bun, vă zic eu, inspectorul șef de la Cluj, să știi că nu vă ține în brațe. Dacă nu vă faceți treaba, nu vă ține în brațe. Am vorbit eu cu omul la telefon, nu o să vă ține în brațe. Sunați-i, uitați-i, ieșiți afară, nu trebuie să-mi spuneți mie acum. Sunați-i fără să știu eu, fără să vă filme, sunați-i să vedeți că o să vă confirme. Întrebați-l de Saioc și o să vă spună. Saioc a fost la groapa de gunoi. Nu, să-l sancționați pentru că ați constatat personal că nu are echipament. A, vedeți după aia, ok. La fel, de asemenea, domnul nu poartă echipament, domnul nu are echipament, uitați, domne, nu are spray, nu are tonfă, nu are nimic, domne, pe omul ăsta, nu are voie, înțelegi? Nu are voie. După aceea, vă mai spun. Nu, domnule, nu merge cu mine. Nu merge cu mine. Cu mine. Mă confunzi. Ai să vezi că mă confunzi. Dă-mi amendă pe legea 61 și nu vezi te plimbi prin instanță. Ai să vezi și te plimbi prin instanță. Să nu, nu faceți probleme. Ia, domnul polițist, știți că UG2 spune că procesul verbal poate să facă în 6 luni de zile, da. Dacă este pandemie, dacă nu, am rugămintea să ne scoată acum. Acum, domnul, domnule. Haideți, vrei să-l semnăm. Dați-ne dreptul la mențiune. Așa spune UG2. Haideți, vă rog frumos. Aici am făcut. Da, aduceți. Să vedem cum ne sancționați. Păi, da, fă ajuns, da. Da, vă spunem datele, vă spunem tot. Domnul Maria. Manoila. Manoila, da. Să vezi ce ne judecăm noi și cu ei. Vă spun eu, Saioc Maria. Eu am sunat. Da, sunat eu, dacă ați vrea să-mi vineți, cum să nu sunăm? Unde era să sunăm? Saioc Maria. Numele-i Saioc Maria. Mă luat de dumneavoastră. Nu, dar nu e obligat să vă prezint buletinul. Maria? Da. O singură lege, vă spun eu, este OUG-1095, care obligă șoferi să ia datele asupra lor. Vă știți datele, datele noastre? 3-a-8-a-99 și vă dau și CNP-ul imediat ce găsesc buletinul. Ce prostii vorbești și că vorbești să respecte. Păi nu știe ce să scrie pe proces, Constanța. Da. Nu știe ce să scrie, da, ce să scrie pe procesul verbal. Nu e nicio problemă. Păi nu va fi rușine în primăria unde cetățenii trebuie să vină să le plătească taxe, impozite și restul. Dumneavoastră se putejați primarul? Dar ce se întâmplă? E mare vătasă? Cine este primarul ăsta? Și mai e un păi așa este, domnule. Am încălcat un regulament, nu va fi rușine, fiind un regulament. Ce e, domnule, ești la vână ta acasă aici? Unde crezi? Ești pe țara lor dumitale? Da. E pe țara lor, măi, oamenii. Este un regulament, fost ăsta ce vă poate reprezenta despre ce vorba. Există un regulament care trebuie. Du-te, bă, de aici, bă, du-te, bă, de aici, bă, tu pe Isfule, du-te, bă, de aici, bă, tu pe Isfule, că-mi sancționează-mă, că-mi zis, du-te, bă, ia să vedem, pe ce trebuie să sancționezi, du-te, bă, de aici, nu ți-ar fi rușine, pleacă, bă, de aici. Dar cine e, domnul? Nu știu, mă, e un cetățean, du-te, bă, și timp, bă, hai, hai, vale, ce zici de treaba ta, domne? Fugi de aici. 8-0. Ia, sancționează-mă că ți-am zis, bă, să văd cum mă sancționezi, cum mă baci, că mai ai nicio lege care să spună că te genunzi la bă. Du-te, băi, de aici și tu, măi, polițist, o provocare de scandal. Unde provoc scandal? Că te cert? Ai supărarea ta că te cert? Ia, dă-mi, hai, dă-mi amendă acum, hai, dă-o pe ce vrei tu. Hai, lasă, dă-mi amendă pe ce vrei tu. Așa, și ce vrei să mai bagi acolo? Să fii sancționat la provocare da. De scandalul instituție. Ia, auzi, bă, cine? Dumneata îmi dai amenda? Pe dumneata te chem în instanță, pe CNP-ul. Vă rog să vă estimați pe doamna. Pe dumneata te chem în instanță. Să vezi cum o să dai susemnatul pentru că îi ții pe ăștia în brațe. Că ți-asumi bine, dacă ți-asumi atunci. Dacă ți-asumi bine, că ți-asumi.
O să vrem, noi o să mergem la echipă la dumneavoastră la secție, dar să facem plângerea penală, o să am nevoie dacă ca să vorbiți... la spital? Nu. O să vorbiți cu domnul procuror să vă dea ordonanța ca să scoateți înregistrările video, camera de aici, ca să puteți să dovedim în instanță ceea ce s-a întâmplat. Da? Păi. Și pentru un scandal, ci că am făcut scandal, Maria, dacă vorbești mai tare, ci că faci scandal, înțelegi? Da, mă, lasă-mă să dea pe ce vrei. Da, da, stai, băi. Dar să-i dați maxim, maxim să-i dați. Să nu-l iertați. Da, da, da. De poliție, în sens. Da, ne descurcăm. Puteți să plecați când ne descurcăm. Să stați pe făcut normal și venim noi acolo. Mulțumim frumos, doamnă poliție, mulțumim. Nu, venim, că vreau să fac plângere. Vrem să facem ordonanță, să facem plângere penală. Da, pentru că nu e considerat că a fost un abuz. Da, da, da. Da, să mergem. Așa înțeleg cu Oana, să respecte legea, prin a da amenzi. Dar dânsa nu știe că eu am deja 10.000 de euro amendă. Maria, tu cât ai? 20. 20.000 de euro amendă. Și vine cu Coana să mă crede că mi-e frică mie de 10 milioane care mi le dă acolo. Ia mă cu Coana să... 4.000. Ia să mă cu Coana, cum dai că mi-e 4.000 de lei amendă? Nu ți-ar fi rușine. Polițiști locali. De-aia v-a fost primarul, ca să da sancțiune la oameni. Ce nu știe că le mai judecăm tot pe aceeași lege. Da, lasă-mă în pace, să-i facă. Să vezi cum să... cu CNP-ul lor, pe nume și pe nume vă iau. Ați scris procesul urban, pac în instanță, pe CNP-ul, direct. Că v-a pus primarul, că să spuneți că mi-a zis primarul sau că am încărcat din numele de acces, o să vedem numele de acces cât de legale sunt, care le aveți voi aici, că noi le cunoaștem pe alea care sunt normal. Dar după cum a votat Consiliul Local și după cum le-a convenit? Aveți HD? Nu vreau, doamnă, lăsați. Aveți... Nu, nu vreau. Da, nu, poate o să zice să fac și spume la gură, nu? Nu vreau. Nu, doamnă, ia... Mai stai și mă, din gură, ce te... Ia să vedem, care sunt normele legale de acces? Regulament. Dar unde sunt normele legale de acces? Păi, uite, asta e primul lucru. Trebuie să-l interzic. Normele legale de acces, unde sunt? Ia uite. Deci astea, să știi pentru ce sunt făcute, nu? Da. Este interzis accesul persoanelor aflate în straia? Nu, nu ne... Nu. Uitați, uite-mă, să arăt aici, să vadă și instanța. Da. Nu scrie normele legale de acces. Uite, domnul, zimat instanță. Uitați, spuneți voi, unde anume găsim noi normele legale de acces. Așa se cheamă, norme legale de acces. Încălcarea normelor legale de acces. Ei trebuie să scrie mare, norme legale de acces. Și ulterior să plece mor ei. Așa, ia spuneți. Bun. Doamna Maria. Da. Aveți aici, haideți vă rog frumos aici ca să vedeți. Ia-ți vedem să nu scrieți acolo, să nu mă mințiți. Nu, vă rog să... Păi sunt datele mele. Ascultați-mă, ia, și da? Datele mele pe care... Da. Vă rog frumos să întoarceți telefonul. Da, nu întoarcem, nu întoarcem, da. Am înțeles. Data de astăzi, datele mele personale. Da. Datele dumneavoastră personale, da. Rezultate din legitimitatea dumneavoastră, data de astăzi, locul. Bine, de a avut loc. Datele personale. Numai puțin. Lasă-mă. Vă rog frumos. Da. Lasă-mă, vă rog frumos. Bun. Aici, descrierea faptei. A provocat susnumit, a provocat scandal în incinta primăriei Turda. Da. Provocând indignarea cetățenilor care se aflau la momentul respectiv. Domnii care doreau să iasă și nu puteau de dumneavoastră. Da. Pe mine, acolo, doi domni, unul cu tricou verde, vă rog să căutați pe filmare. Da? Bun. Spuneți numele lui, că îi chemă martorul în instanță. Îi luăm martori. La momentul respectiv, atunci când a fost invitată să coboare în spațiul din incinta primăriei pentru a verifica dacă a respectat normele legale de acces prevăzute în regulamentul aflat la poarta primăriei. Uh-huh. În cadrarea juridică am stabilit sancțiunea de 1.000 de lei, da. Posibilitatea de a plăti jumătate din minimul prevăzut de lege în termen de 15 zile și vă aduc la cunoștință că în termen de 15 zile de la amânarea procesului verbal puteți să faceți contestație la judecătoria ta. Da? Bun. Deci 250 de lei. Vă rog frumos, nu stau de vorbă cu dumneavoastră. Păi te mai băga tu, mă, ce te bagi? 500 de lei, nu te mai băga. Ce te bagi? Jumătate din mine. Așa. 100, nu te mai băga. Liniștiți-vă. Vezi de treaba ta acolo, că asta e amenda mea, nu e a ta. Păi hotărâți-vă că nu-i procesul dumneavoastră. Da, nu te mai băga. Nu-i spuneți dumneavoastră. E avocatul meu. Am înțeles. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă aveți mențiuni de făcut. Nu. O plătim. Dacă ne-ați dat 100 de lei, o plătim. Gata, nu ne mai judecăm pentru 100 de lei. De făcut. Da? El e purtătorul meu de cuvânt. Numai puțin. Am înțeles, vă consultați. Dar nu-mi spune dânsul ce scrie. Mie îmi spune. Eu vă spun.
vă consultați. Că în instanță el va fi avocat. Bun. Aveți pe da. Îndemână, vă rog să semnați mențiunile dumneavoastră. Uite bani. Te rog frumos să-ți iei banii, pentru că vei plăti la taxe și impozite, nu aici. Te rog frumos să-ți iei plătești banii. La taxe și impozite. Eu aveam aruncați prin buzunar și vreau să-i dau tante. De bogat ce ești. Contravenient, am luat la cunoștință. Bă, săracule, nu te mai băga în seamă cu noi. Vă rog frumos. Păi, ce te bagi ta în seamă aici? Vezi tu de treaba ta. 80 de milioane, Maria Salăgle, aici, 80 de milioane leu. Dar știi ce-mi place? Că a ținut cont de Ughedoiu, aici. Nu e deschis, e închis, plătim online, Marian. Da, știu. Pe online, online o plătim. Hai, hai, hai că trebuie să mergem și la Poliția Națională.